make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Înainte să începem, nu uitați să lăsați un like, ca de obicei, dacă susțineți în continuare seria noastră și vreți să ne motivați să continuăm cu ea. Avem un meci foarte greu împotriva lui Arsenal, este în deplasare, Arsenal echipa de pe locul 3, noi avem 2 puncte fața ei și trebuie să ne impunem, deci să-i dăm play match. Ramsey în flancul stâng, Ramsey ce intrează, dar minge ajunge la jucătorul nostru, va fi out pentru noi pentru că Tănase n-a atins mingea. Tot el aruncă de la margine, Tănase, dar nu Tănase este capitanul nostru în câte văd aici. Chiar nu știu cine este, să vedem acum pe Tănase care trece frumos, foarte activ în jocul nostru, Cristi Tănase. Are un control bun, Tănase a încercat o pasă pentru Kipciu. Cine este în acel flanc? Da, cred că Kipciu este. Pentru el a încercat o pasă acolo Cristi Tănase, dar s-a dus balonul către Brevelt. Acum pe Danny Welbeck, un jucător luat de la Manchester United, acest atacant Danny Welbeck, jucător de națională și el. Arteta acum, Arteta, foarte bună intercepția lui Lucian Filip. La Nicardo Brevelt pentru Alex Kipciu. Kipciu acum, șeptarul nostru, pasează foarte bine lui Brevelt, dar au recuperat la centrul terenului și sunt foarte periculoși. Iată acum o pasă pentru Alexis Sanchez, vine acolo Ayhan să-l oprească, nu reușește însă Ayhan, Alexis Sanchez este în care un nostru apără Bălgrădean, Cristi Bălgrădean este pus la încercare de acest șut la colțul scurt al lui Sanchez și reușește cu brio să apere în fața lui, dar faza continuă pentru Arsenal, Ramsey a încercat să treacă acolo, dar nu reușește și iată, este întors foarte frumos de Steliano Filip, Kipciu pentru Embolo, Embolo are viteză, are putere, Embolo, Embolo este în careu, Embolo, centrarea lui Embolo, să vedem ce va fi. Este corner pentru noi, bine că avem ceva din această fază. Puteam obține chiar și mai mult, acum Șule centrează și este o bară lui Embolo, ce ocazie! Și încă o dată Tănase, două ocazii foarte mari la aceeași fază avută de echipa noastră. Nici Embolo, dar nici Tănase nu au reușit să bage balonul în plasă și scorul rămâne 0-0, ocazii pe finalul primei reprize. O primă repriză controlată de noi, am avut mai multe ocazii, dar din păcate pe tabelă este egalitate în continuare. Budescu pasă pentru Tănase, dar acesta s-a dus prea în față a pasa lui Budescu, un cazorla pentru Elbeck și prima repriză se încheie 0-0 la pauză. În a doua repriză trebuie să marcăm și sperăm ca și jocul nostru defensiv să fie foarte bun. Sanchez are spațiu acum în centru, Sanchez pasează la Cazorla, Cazorla îl învinge pe Bălgrădean. Dar iată fundașii noștri, 4 fundași s-au dus pe Sanchez și l-au lăsat liber pe Cazorla, parcă am fi în curtea școlii aici. Cazorla marchează singur cu Bălgrădean, era cât pe ce să rateze, se complicase acolo, dar din păcate nu s-a întâmplat asta. Să vedem acum pe Brevelt. Brevelt nu are viteza necesară să ducă singur cu balonul, așa că alege o pasă. Și acum Tănase cu o schimbare departe la Steliano Filip, mai departe la Kipciu. Kipciu este în careul advers, Kipciu, Kipciu a încercat să-și facă mingea pe șut, dar jocul lui Gibbs este impecabil. Sanchez, Sanchez reușește să treacă de foarte mult jucător, centrează Sanchez, periculos! Toșca este acolo care scoate balonul în corner pentru Arsenal. A fost o centrare foarte periculoasă, din fericire pentru noi, Welbeck n-a reușit să trimită cu capul spre poarta lui Bălgrădean. O schemă încercată deși de la Arsenal și acum un contraatac al nostru este Cristi Tănase. Tănase cu o pasă la Embolo, mai departe la Tănase, jocul continuă, avem legea avantajului. Tănase pentru Budescu, Budescu, Budescu se duce, șutează, bara lui Budescu, nu se poate, ce ocazie am avut din nou. Budescu nici el nu reușește să marcheze și el trimite în bară ca și Embolo. 1-0 în continuare pentru Arsenal, sunt foarte periculoși, nu știu de câte ocazii vom mai avea nevoie ca să reușim să scriem și noi măcar un gol. Sperăm să nu se termine așa, să luăm măcar ceva din această partidă. Ramsey, ce face acolo Aaron Ramsey? Calitatea individuală se vede aici la Arsenal. Alexis Sanchez pentru Gibbs. Gibbs și el un fundaș bun, centrează Gibbs, Ayhan reușește să smulgă, să spunem așa, din fața lui Welbeck balonul. Totuși au corner cei de la Arsenal și au băgat un jucător foarte periculos la cap, Olivier Giroud.
Dar bată tot cu o schemă, este Mertesacker, iarăși un jucător foarte mult la duelurile aeriene. Arteta acum pentru Santi Cazorla. Trebuie să recuperăm balonul, să nu mai aducem cu toți fundașii după un jucător. Centrează Cazorla la a doua bară. Filip reușește să recupereze. Și acum Tănase, Kipciu pentru Budescu la Embolo. Embolo nu are sprijin, trebuie să ducă singur. Embolo se duce. Embolo, Embolo este oprit de gips. A oprit totul, parcă a fost o menghine în acest meci, gips. Acum Budescu, de fapt Kipciu, Kipciu pentru Embolo. Am confundat pe Kipciu și cu Budescu și cu Tănase. Să ne pe Kipciu, șeptarul nostru, jucătorul nostru de la care se așteaptă cele mai multe. Este faultat Kipciu. Au început să joace urâșii de la Arsenal. Cel puțin galben să dea arbitre aici. Dar și dă galbenul lui lui Ramsey l-a dat. Aș fi spus că le-a dat lui Debuși, dar le-a dat lui Ramsey. Să vedem lovitura noastră liberă. Centrează Kipciu în careul portarului și n-am avut ce face la faza asta. O centrare slabă a lui Kipciu. Iată BC de la Arsenal căzut la poarta noastră, este debut și pentru Mesut Ozil. Ozil centrează periculos, Kipciu reușește să respingă, ce ocazie, doamne. Putea închide meciul acolo Ramsey, dar s-a dus balonul pe lângă poartă și noi acum încercăm să facem ultimul lucru, să încercăm ultima noastră șansă în aceste ultime minute. Kipciu este faultat acolo de Cazorla, faultat foarte mult Kipciu și iată 5 minute de prelungire s-au arătat. Asta e foarte bine pentru noi. S-a auzit imediat Cazorla la Kipciu. Kipciu, iată, schimbă partea foarte bine la Cristi Tănase. Tănase, 1-1 cu Walcott. Tănase trece frumos, are viteză. Tănase, Tănase! Chesney reușește să salveze, incredibil. Aș fi pus la pariuri foarte mulți bani că ar fi intrat balonul ăsta în poartă. Poate cel mai frumos șut al meciului al lui Tănase. Centrarea lui Embolo este respinsă de Debuși. Filip acum pentru Toșca. Alin Toșca are poziție de șut, Toșca, gol! 1-1, reușit să egalăm în sfârșit acest șut superb al lui Toșca, pune balonul în plasă, da, se vede, s-a văzut foarte clar că balonul a trecut de linia porții. Gol clar al lui Toșca și de această dată mingea a trebuit să atingă bara. Dar până la urmă a trecut de linia porții și a reușit și așa am schimbat scorul de pe tabelă, am reușit să schimbăm scorul de pe tabelă. 1-1, luăm măcar un punct și o încurcăm și pe Arsenal, asta este bine. Sper ca măcar Wolfsburg, pentru că ea este echipa pe primul loc, să câștige cu Porto ca să nu avem probleme. 1-1 a făcut și Wolfsburg, deci totul este spre binele nostru. Bine că am reușit să obținem măcar un ultim lucru care puteam să obține, să zic așa, din această partidă foarte, foarte grea. Iată că Hagi cere să joace și a revenit după acea accidentare, Yannis Hagi, și va juca în locul lui Nicardo Breveld. Nu este la rezerve? Nu, uite-l. Este ok pentru joc Yannis Hagi. Breveld îl băgăm și pe la rezerve în locul lui Târnovan. Mai este cineva? Nu mai este Nempele, este încă accidentat. Pe Chișna, să-l băgăm și pe Ricardo Chișna, în locul lui Tănase intră Ricardo Chișna, jucătorul luat de la Hamburg. Și avem un meci pe terenul nostru cu Argeș, să-l jucăm, să ne uităm și la clasament. Suntem pe locul 7, foarte, foarte jos, Pandurii, cu 31 de puncte pe primul loc. Parcă ar fi Bayern în Bundesliga Pandurii. Dedu trece prin de doi adversari, Dedu centrează periculos, oi de capul meu! Argeșul reușește să marcheze. Cum a trecut acolo de duși centrarea? A fost foarte bună, dar Pătulea era în spatele lui Toșca. Cum a dat tot el balul în plasă? Nu înțeleg, dar să vedem acum pe Yannis Hagi. Hagi trece foarte frumos. E penalti, e penalti, arbitre. Nu cred că, da, e lovitură liberă. Da, va bate Hagi. E o lovitură liberă, oricum periculoasă. Să vedem dacă vom scoate ceva din această fază. A fost penalti, așa mi s-a părut, chiar pe linie, chiar pe linie. Budescu e foarte mult la lovituri libere, ia să bată Budescu. Sau Hagi, un stângaci ne-ar trebui, Yannis Hagi este stângaciul. Să vedem cum va bate Hagi. Hagi, peste poartă, mult, mult peste poartă. Ne lăsăm de meseria asta, de lovituri libere. 1-0 pentru Argeș, lucrurile pentru noi se complică foarte, foarte mult.
trebuie neapărat să revenim cumva și în sezon trecut am avut probleme, chiar n-am câștigat campionatul, nu știu ce de șanse mai avem în sezonul ăsta, dar noi trebuie să ne mai păstrăm așa șansele pe care le mai avem, măcar un loc 2 ar trebui să ne asigurăm pentru că vom primi mai mulți bani. Mingea acum la Ispir, în care un nostru Ispir centrează din nou Pătulea cu capul, dar nu a reușit de data asta să trimită către poartă. Și acum Chișna trece frumos, balonul rămâne în posesia noastră, este Budescu cu o pasă la Filip, Lucian Filip, Filip are șut bun, Filip, gol! Ce torpilă a lui Lucian Filip! Pe centru porții a trimis Filip, în minutul 45 reușim să egalăm. Un șut foarte, foarte puternic, iată-l aici pe Lucian Filip, a avut culoare de șut și a tras, noroc că a fost portarul ieșit și Filip reușește să bage în sfârșit balonul în poartă și să egaleze, dar mai avem o repriză la dispoziție, să întoarcem scorul, să obținem cele 3 puncte pentru că trebuie să batem neapărat în acest meci pe terenul nostru și împotriva unei noi promovate care, nu știu, de ce ne-a pus atâtea probleme. Jocul ei nu prea a fost atât de convincător. Acum Budescu cu o pasă la Embolo, are viteză bună Embolo. Embolo este în care poate de acum să întoarcă scorul. Embolo! Nu se poate. Ce cât ne-am complicat aici, putea să întoarcă de mult scorul acolo. Să vedem pe Budescu pentru Chișna. Același Chișna la balon. Chișna a oprit de David și avem corner. Avem jucătorii noștri care pot lovi cu capul. Să vedem pe Kipciu centrând, Kipciu centrează pentru Șule, Popovi scoate balonul, din nou corner, e bine că a mai rămas cu corner, să vedem cum pe Budescu, el este un jucător care știe ce să facă cu mingea la picior, centrează Budescu și gol, Șule, Nicla Șule reușește să marcheze și să întoarcă scorul așa cum voiam, în sfârșit suntem în avantajul acestui meci, conducem acest meci. Este 2-1, o centrare foarte bună a lui Budescu, Șule este imparabil la lovitura de cap, mușcător foarte înalt și foarte bun la cap, primul său gol în Liga 1 marcat de Șule, un gol foarte important, un gol decisiv poate al lui Șule. Și acum Ianis Hagi la balon, Hagi trece acolo cu noroc de David, Hagi continuă cu balon la picior, dar Pușcaș reușește să-l oprească, mușcător destul de tânăr și acest Pușcaș. Acum David este destul de periculos, David cu o pasă la Pătulea, Pătulea și Șule foarte frumos îl oprește acolo. Acum Kipciu cu o lansare pentru Embolo, Embolo preluare acolo între doi jucători, este puternic tânărul Embolo. Minutul 90, 2 minute de prelungire, să vedem dacă vă vor mai putea face ceva, eu sper să nu mai poată să facă nimic Argeșul pentru că vrem cele 3 puncte neapărat. Este David pentru Pătulea, mai departe la Ispir de fapt și meciul se încheie. Reușim să luăm cele 3 puncte. Este bine că am câștigat cu greu împotriva unei echipe modeste, dar victoria tot victorie, tot 3 puncte se numesc și acestea. Bun, dar nu cream că s-a accidentat cineva, dar nu sunt selecții la națională pentru că au venit meciuri amicale la echipa națională, un amical cu Spania. Oare ce vom face aici? Să vedem acum. Budescu, iată, nici nu joacă, săracul de el. 1-1, Cheșeru reușește să marcheze și cu Finlanda. Să vedem dacă ne vor pune probleme finlandezii. Finlandezii, nu suntem în grupă cu ei. Îmi pare că suntem cu finlandezii la UEFA Euro. Și Maxim se accidentează 6 luni. Norocul lui, ăsta e norocul lui. Bine că nu-l avem pe Maxim la Steaua. Și acesta a fost episodul nostru de astăzi. Nu uitați să lăsați un like. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!